sâmbătă, după amiază, Marius Moga și iubita lui Bianca Lăpuște s-au cununat civil după un an și jumătate de relație. Cununia civilă a fost oficializată la Alba Iulian, casa construită de tatălui Marius, o casă specială. Și vreau să spun, Marius și Bianca, vă urez din toată inima multă fericire și vreau să spun că a fost o bucurie și o onoare pentru mine să fiu alături de voi, de familia voastră, într-o zi atât de frumoasă. A fost o cununie specială care știu sigur că anunță o viață plină de iubire. De dragul mirilor, curtea casei construită de tatăl lui Marius s-a umplut de flori. În fața locuinței ridicate după principii Feng Shui, în formă de dom, a fost amenajată special o arcadă a îndrăgostiților. Totul a fost într-un cadru intim, iar invitați la eveniment au fost doar oamenii foarte apropiați, membrii familiei și prieteni foarte dragi. Bianca, însărcinată în aproape 7 luni, a purtat o rochie lungă, crem, iar pe cap a ținut o coroniță din flori colorate. Marius a îmbrăcat și el o pereche de pantaloni crem și o cămașă albă. Amândoi au adoptat ținute lejere pentru fericitul eveniment. În luna noiembrie a anului trecut, Marius a anunțat într-una dintre edițiile live la Vocea României că a cerut-o pe Bianca de soție. În privirea lui se vedea cât era de fericit și de îndrăgostit. Am mințit mai devreme azi. Și anume? Când am zis că în sală se află iubita mea, pentru că în sală se află Bianca Lăpuște, logodnica mea pe care o iubesc. Wow. Logodnica lui! Aoleu! Să se pupe mirii! Să se pupe mirii! E emoționat! Ce bine că s-a... Doamne! Moga? Moga! Aduceți cervețele! Aduci, plânge Moga! Marius, adio, burlăcie! Moga! Doamne! În urmă cu un an, Bianca a apărut în clipul lui Marius, pe barba mea. În clip, amândoi erau extrem de fericiți. Tot în urmă cu un an, Bianca l-a însoțit pe Marius și la un eveniment pe care l-a organizat la Alba Iulia. De atunci, cei doi aveau gânduri mari, chiar dacă erau împreună de 5 luni. De aici, tânăra familie, la început de drum, era păcat. Tânărul cuplu. Tânărul cuplu. Să știi, familiile, că, să știi că te iubește foarte mult. Se înțelege foarte bine cu tatăl tău, respectă foarte mult. Și știi ce a atras-o cel mai mult la tine prima dată? Nu știi? Nu știu. Ce cam tu ce crezi că a atras-o la tine prima dată? Ce te-a atras prima dată la mine? Nu, barba, lasă că-ți spun eu. Îți spun eu. Ce crezi? Nu știu. Și că ai ceva tare în care e aici, adică în creier, capul tău. Informație, gândire. Informația, nu, da, tot, nu? Și părul creț. Marius, eu ce să zic? Să-mi spui ce să vă aduc de casă nouă. Că am înțeles că vine la București și vă mutați. Păi să vin odată la București. N-ai la cine să fii naș sau ce ai? Da, să fie zicea Andra, ne-a zis. Să fie, Andra, să fie într-un ceas bun, am costumul de naș pregătit. Îl iubesc. Cei doi îndrăgostiți au povestit și despre cât de bine se înțelege fiecare cu familia celuilalt. Și acasă la socri cum a fost? Copleșitor, deci de-a dreptul copleșitor. Adică ce ți-a făcut mama soacră? Ce păi, ce mi-a gătit? Mama soacră gătește bio, gătește eco, gătește sănătos, o fără carne. O să trăim mulți ani dacă ne gătește mama soacră. Și tata socru, ce a mai zis? Tata socru, toată stima pentru tata socru, îl pup. Câți ani ai? 20. 20. Ai început cu dreptul în viață. Ție ce-ți place cel mai mult la soacra ta? La soacra mea, că e profesoară. E profesoară. Părinții Biancai sunt foarte dragi. Îmi sunt foarte dragi și m-au primit cu brațele deschise. Chiar dacă am venit să le fur fata de la Cluj. Am înțeles. Eu zic să fie într-un ceas bun, Marius. Iaia, bunica lui Marius, nu-l vedea însurat pe nepotul ei în urmă cu un an, chiar dacă i-a plăcut Bianca de la început. Acum este în culmea fericirii că și-a văzut nepotul însurat și că va avea și o strănepoată. Vreți să-l vedeți însurat? Deocamdată, nu. Mă, Iaia! Iaia, așa îi zici, bunicii tale? Da, Iaia. Iaia și Nono. Trebuie să-și termine și el casa. Vreți, mă, bunica știe ce. De să-și termine casa. Da, bineînțeles. Cât să mai copilărească, cât? E la începutul unei relații, trebuie să se cunoască mai bine. Și cum e? Și, adică... Vă place fata cu care e? Da. Iaia a zis că da, asta înseamnă că 100% e fata aleasă, nu? Da, se potrivesc bine.
Eu cred că dumneavoastră vreți și strănepoți. Da, da, nu va fi timpul. Am înțeles, deci să mai copilărească, nu? Să mai copilărească. Și tatăl artistului, care în urmă cu un an ne-a prezentat casa și curtea în care s-au căsătorit Marius și Bianca, ne-a mărturisit că nu-și pusese problema nepoților. Va fi mai completă casa când veți avea și nepoții aici la dumneavoastră? Probabil că da, probabil că da, nu mi-am pus problema încă. Nu mi-am pus problema. Gândit așa cum ar fi. Nepoții vin când vrei, vor ei, nu când vrem noi. Nici măcar când vor părinții, nu. Și uite că, în mai puțin de 3 luni, Marius și Bianca vor deveni părinții unei fetițe pe care vor să o numească Maria. Nunta la biserica a celor doi nu a fost încă anunțată, dar cu siguranță va fi un eveniment cu totul și cu totul special.